Bună și bine ați revenit pe canalul meu Îngrijire Flori. În acest video vă voi arăta cum am reușit eu să înmulțesc violetele de Parma. Vreau să vă spun că ele se înmulțesc foarte ușor, doar printr-o simplă frunză. Deci, acum vă arăt cum am metodele de fapt de înmulțire, pentru că eu chiar am făcut această experiență și vreau să vă arăt și ce mi-a ieșit în final. Pentru că violetele de Parma se înmulțesc prin frunze, punând una care este simplă, dar de multe ori se întâmplă ca să nu fie reușită această operație. Atunci când punem frunza în apă, să știți că nu tot timpul face rădăcină. Uneori, practic, se putrezește acea frunză acolo la bază și în loc să iese rădăcinile, se moaie așa, se putrezește practic. Și eu, să știți că am găsit o altă soluție. Am luat o frunză și această frunză, să știți că am pus-o direct în pământ și vreau să știți să vă și arăt ce rezultate am. Punând această frunză în pământ de la o violetă de Parma, ia uitați ce rezultate am reușit să am. Priviți! Am pus o frunzuliță în acest păhăruț, direct în pământ, am udat-o, dar să știți că nu a fost chiar foarte simplu. Adică, simplu prin prisma faptului că mă așteptam să iese mai repede, să facă puiuții aceștia mai repede, dar nu a fost chiar așa. Vă spun că a durat în jur de, pot să spun, în jur de 2 luni de zile, dar a meritat pentru că nu, priviți, nu este doar un puiuț, sunt chiar mai mulți, nu pot să identific aici cât sunt, dar să știți că dacă puneți o singură frunzuliță, vor ieși puiuți inclusiv pentru vecini și pentru prieteni. Eu am prins din acestea două. Aceasta este un mov foarte bătut, are o floare superbă. Să știți că este îngrijită de mine, adică uneori așa par cele cumpărate, dar acelea cumpărate de multe ori le cumpărăm, arată foarte, foarte bine, dar aducându-le acasă nu rezistă. Dar dacă dumneavoastră veți proceda în felul următor, adică veți lua o simplă frunză de la un prieten, de la un vecin, de unde considerați dumneavoastră că puteți lua, o puneți într-un ghiveci destul de mic, pentru că acolo vor ieși, după cum vedeți, mai mulți puiuți. După aceea îi vom replanta, dar bineînțeles că trebuie, priviți că sunt ei, sunt foarte micuți și trebuie să-i lăsăm să se dezvolte mult mai bine ca să-i putem, atunci se vor separa, îi vom despărți din acolo de la frunză. Probabil frunza în timp, cred eu că o să pice practic, o să putrezească și o să se ofilească și vor rămâne acești puiuți. Iar ei când voi crește, eu îi voi separa pe fiecare în parte și îi voi planta. Așa că dintr-o singură frunzuliță din aceasta, veți reuși să prindeți foarte, foarte mult puiuți. Și v-am spus, după cum am început să vă explic, este mult mai bine prin această prindere, adică veți avea niște flori mult, mult mai reușite decât cele cumpărate, pentru că acelea cumpărate sunt destul, chiar foarte mult tratate și în momentul când veți ajunge cu ele acasă, cu siguranță, nu cu, chiar cu siguranță, depinde cât de bine le acordați această îngrijire a lor necesară pe care o au, de fapt, fiecare dintre plante, pentru că fiecare dintre ele au o anumită îngrijire, nu sunt chiar toate la fel, fiecare floare își cere necesitatea ei de îngrijire. Așa că eu sper să vă fi plăcut acest video, să-mi dați un like dacă v-a plăcut, vă abonați și ne vom revedea într-un alt video cu un alt episod. Eu vă spun la revedere, multă sănătate, la revedere!